În șantierul naval Damengalați vor fi construite două nave multirol de stingere a incendiilor, respectiv de căutare și salvare pe mare. Achiziția este finanțată din fonduri europene prin programul operațional Infrastructură Mare, proiectul Viziune 2020. Contractul în valoare de 44 de milioane de euro a fost semnat marți 11 octombrie în prezența ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, precum și a șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Astăzi vom asista la semnarea contractului de achiziție a două nave de intervenție. Amândouă sunt nave de căutare-salvare. Amândouă sunt cu capabilități de a recupera persoane și au capabilități fiecare de a avea la bord 50 de supraviețuitori, un număr de pacienți critici, între 2 și 4 pacienți critici sau până la 12 pacienți necritici pe tărgi, deci componenta medicală, iar una dintre ele este o navă clasificată ca navă de intervenție de pompier, cum se spune în terminologie internațională, navă autorizată FIFI, și ce înseamnă că are o capacitate mare de stingere cu apă și, dacă este nevoie, chiar cu apă și spumă. Cealaltă navă și ea poate participa la stingere cu o capacitate mai mică care le asigură tunurile de pe ea. În continuare, navele au un rol de a lansa nave de salvare mai mici. Nava de pompieri de stingere are două nave care pot fi lansate, iar nava de căutare-salvare, o navă care poate fi lansată la apă pentru a căuta persoanele, pentru a le recupera și a le aduce la navă mare. Totodată vor avea un rol în decontaminarea CBRN și în limitarea poluării. Deci sunt nave care noi le considerăm multirol și care cu siguranță vor crește nivelul de securitate și de siguranță în zona maritimă și nu numai pentru zona de port, dar și în larg, ambele nave fiind nave maritime care pot să intervină în condiții foarte grele. Achiziția acestor nave reprezintă o premieră pentru structurile Ministerului de Interne, iar ele vor contribui semnificativ la creșterea capacității de acțiune în situații de urgență. Un alt beneficiu al acestor noi embarcațiuni este reprezentat de faptul că ambele pot asigura condiții necesare coordonării operațiunilor comune cu alte structuri. Și aici vorbim despre un adevărat centru de control care permite interconectarea cu alte embarcațiuni în vederea acordării de sprijin pentru salvarea persoanelor aflate în pericol, permite localizarea, preluarea embarcațiunilor și a navelor aflate în derivă, precum și a persoanelor aflate în apă, localizarea și lichidarea incendiilor izbucnite la bordul navelor sau a platformelor maritime, stingerea incendiilor și limitarea poluării. Navele multirol vor intra în dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență în decembrie 2023.